Vă pupă unchiugică. Azi 27 august 2024, la țară. Ăștia sunt castraveții mei, puși afară, în aer liber. Ia uitați-vă ce frumusețe de castraveți. Sunt puși acum, cred că o lună de zile. Uitați-vă legătura aici, de castraveți, afară, în aer liber. Cam așa i-am pus eu. Unii mi-e mai rup căței, sunt mai mici. Iarbă la greu. Sunt puși așa în serii, pentru că am zis, mi-au mai rupt. Ia uitați. Castraveți și de plin. Și niște mici. Ia uitați. Așa să vă mai arăt. Ăștia sunt mici încă. Iată, castraveți aici. La un chiugic. La țară. Uite și aici. Ciorchine. Ciorchine de castraveți. Uitați. Sunt frumoși, nu? V-am zis, afară, în aer liber. Niște șipci bătute, ațe și îi suspendăm. Uitați-vă aici. Câți are? 10 castraveți pe 30 de centimetri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 castraveți. Uitați-vă și aici. Hai să vă mai arăt la un chigic. Aici al sui. Ăștia sunt al sui. Sunt plini. Deci plin, plin de castraveți. Și abia au început să fac. Peste vreo săptămână luăm cu lada. Cărcei ăștia trebuie dat jos. Ia uitați-vă aici. Castraveți mici. Mare frumusețe de castraveți. Îl culegem acum. Ia uitați ce e aici. Sunt sus, bare, sus, nu mai zic că sunt plin. Aici. Mici. Astea în câteva zile sunt gata. Le dăm apă. Îl culegem pe ăștia. Îi băgăm la acrit. Cam asta e. Muncă multă, căldură, dar am și satisfacție că mănânc ceva sănătos și curat. Vă pup, o zi frumoasă!